Seară de gală la Constanța, alături de regizorul Tomae Nache, la premiera filmului Armânesc s-a aflat și o parte din distribuția peliculei. Nu sunt faimos, dar sunt aromân, îl are în prim plan pe tânărul regizor Toni Caramușat, interpretat chiar de Tomae Nache, care speră să găsească cel de-al 13-lea adevăr absolut despre neamul său. Astfel, el o caută pe Armâna Mea, ultima descendentă din neamul său, despre care legenda spune că deține această taină supremă. Ce istia asta, Armâna Mea? Istipsesu ca este o carță teme. Armâna Mea, firme fluzății că ea tahani cabunează. Fugeam cat America, un ficior crescut la hoară, cu trastul plin de isi și întrițea plit minti, soi de soi de lucri, de ciudii, tas mi-a scap fara de la chireare. Fugeam și știam maș un lucru, că nu fiu faimos, ama hiu armă. O premieră istorică, sunt extrem de onorat și de bucuros că sunt aici în această seară, la Constanța, în locul în care m-am născut, în locul în care am copilărit, în locul în care am făcut școala, liceul, alături de prieteni, rude, mulți dintre apropieții mei sunt aici în această seară. Vibrația sufletească în această seară este mai mare decât de obicei, aș putea spune. În sală se află și mama mea și mama mea din film, care în realitate este mătușa mea. Mă bucur în sfârșit că a sosit acest moment așteptat de atâta lume. Am fost alături de Toma în toată această perioadă nebună și știu cât de mult a muncit, cât suflet a pus și cât optimism și energie a trebuit să aibă pentru ca visul lui și al nostru, al tuturor, să prindă aripi. Dumneavoastră, celor care ați crezut în acest vis și ați sprijinit încă de la bun început acest proiect, vă mulțumim din suflet. Constanțean de origine, regizorul Tomae Nache i-a avut alături la premieră pe mulți dintre prietenii și apropiații săi. Aceștia au avut numai cuvinte de apreciere la adresa românului, care a adus în prim plan limba și obiceiurile străvechi. Acest film s-a bucurat de o promovare deosebită pentru un film realizat și produs aici în România. Evenimentul a fost foarte bine primit și așteptat. Trebuie să ținem cont că este primul film în română, subtitrat bineînțeles în limba română. Sute de cinefili au luat cu asalt seara trecută sălile de cinema de la Constanța pentru a viziona acest film. Foarte bun și cu mesaj pentru Armâna Mea. Care ar fi mesajul? Mesajul, ultima secvență a filmului, care se termină pozitiv și că la noi se zice în armânește armăie nu chiar revoloară, adică nu pierd niciodată. Chiar dacă nu mai avem școli sau, eu știu, învățământ în română, noi putem să ne ducem limba înainte, vorbindu-o, zburând-o, cum se zice, nu a zbura, ci a vorbi. M-a impresionat foarte mult visul acestui om și modul cum a căutat să și-l îndeplinească și faptul că de-a lungul atâtor ani a românii au avut această dorință de a-și păstra tradițiile. Doamna mea, de fiind, dar româncă. Tomae Nache s-a întrecut pe el însuși, făcând un film și modern, și a putut să ne transmită exact ce ne dorim fiecare, să ne păstrăm limba și tradițiile. Trailerul filmului a strâns deja mii de vizualizări pe internet din aproape 50 de țări. Lungmetrajul va rula în prima săptămână în 27 de cinematografe din țară, urmând să fie prezentat în toate țările balcanice în care locuiesc ca români. Șnica țăva, taha sunt sim, ați aici o vizură, zic că are un damcă, ca un semn, ți-i dezvârtea și un hartă. Ți-i ciutie, nu?